Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Lupta cu ciorile din orașele patriei noastre, țara România a trecut la un alt nivel. La Târgu Jiu, primăria a trecut la o armă modernă, fascicule luminoase de tip laser. Și toate pisicile din oraș, laser, frate! Au nepurit, urcă în copaș, s-ar de cracă, cracă, adevărat. Star Wars la Târgu Jiu. Da, deci așa vrea să scape de ciorile din parcul central al orașului, primăria, unde se află acolo și operele lui Constantin Brâncuș. Acum o lună a fost încercată metoda tip sunet, gălăgie. Au pus în funcțiune un aparat care scotea sunete precum păsările de pradă. Și Uliu. Da, Uliu. Și s-au speriat mai mult oamenii de Uliu. Ciorile s-au obișnuit imediat. Am încercat acel sistem, a funcționat o perioadă, dar ciorile au început să deprindă acele sunete emise, a spus Ionuț Jileveanu, directorul, mă rog, un director de la primăria Târgu Jiu. S-a trăit domnul director. Deci n-a mers cu sunetele, așa cum putea să confirme oricine ar fi încercat vreodată. Știi că se vând aparate de alea cu sunete împotriva dăunătorilor. Uh-huh. Cred că ăia fac discotecă. Dăunătorii după, la party, adică după o săptămână sunt, hai că a pornit party, un chef, ne strângem, mai dansăm pe sunete de pisică, pe mionat de pisică sau ceva. Auzi, de cine au încercat cu estompator? Cu estompator? Da, că înțeleg că la Timișoara a funcționat o perioadă. Da? Nu? Nu, primarul de acolo s-a bătut cu... Păi da, dar n-a dat cu estompator în ele. De unde ți-a venit asta? Păi da, a dat, înțelegi, și se plimba prin piață. Care legătura, nu înțeleg. Le speria cu prezența lui fizică. Speria cu prezența lui la asta, mă referam. Dădea cu mingea de fotbal după ele. Domnul Robo a speriat vreodată pe cineva. Poate doar când punea mâna pe chitară. Atunci, cred că era un mic moment mai de panică. Deci, cu laserul am început să aplicăm o altă metodă cu acea lumină laser de culoare verde. Se pare că merge cu orice laser. Nu știu, asta încerc. Domnul Jileveanu a avut... foarte atent la detaliile verde. Astea. Tu ar trebui să-ți iei notițe, Luca, păi pentru că toate experimentele astea ție ți oferă o bază științifică deja cercetată, stabilită, în lupta ta cu porumbei. Da, cu mijloace non-letale. Eșecurile la care am asistat cu durere, sincer. Da. Al de... cioara de cauciuc al lui... bufnița de cauciuc bufnița, al lui George. Bufnița, nu cioară, frumos. Sunetele de uliu. Da. Laserul. Nu, încă sunt dezamăgit și sunt într-o perioadă de urmărire a fenomenului. Adică aștept să vină cu rezultate concrete. Uite, deci asta cu laserul e foarte bună și dacă dai aparatul ăla cu niște tofu, poți să faci și laser roz. Exact ce a obținut Vlad în frigider. Deci cu laser, spun, eu îți iei un laser și vânezi porumbeii cu laserul din balcon. O să îmi făceau copii aia, dar puneau... Deci toți vecinii o să spună, ai, vino mă că iese nebunul ăla de la... Vreau să văd asta. Ăsta e nebunul ăla de la Europa FM, ia uite-l cum dă cu laserul după porumbeii. Cu laser verde. Vasile, vino cu oameni să vezi pe ăsta. Ia uite, cine e ăla? E ăla, mă, de la ăla. Ăsta e Pietreanu, mă, de la Europa FM. Mă, ăla e de Zahiu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.